comoditate rară. În general, când avem evenimente, discutăm despre noile noastre produse și specificațiile lor și așa mai departe. Dar astăzi de asta abordăm discuția un pic diferit, în sensul că dacă anul trecut aveam un eveniment de la Nexus în care vă spuneam că în România lumea gaming-ului evoluează și, practic, există motiv pentru a exista un loc acesta în care oamenii să vină să se joace și să socializeze și așa mai departe. Astăzi cred că vreau să subliniez din nou că gaming-ul și industria gaming-ului nu mai sunt de ceva timp un lucru așa de nișă sau underground. Vorbim despre o piață care are oportunitate de creștere la 25 de miliarde în următorii 5 ani. Și aici vorbim de orice, de la jocuri până la hardware-ul care e necesar, practic, să se joace. Noi credem că, sau în fine, pentru noi, pentru Nvidia, gaming înseamnă câteva lucruri. Înseamnă un produs nou și o arhitectură nouă despre care o să existăm pe scurt astăzi. Probabil că v-ați vedea și apucați să o testați. Înseamnă jocuri, pentru că despre asta este vorba. Înseamnă realitate virtuală și înseamnă e-sports. Cele patru segmente pentru mine sunt foarte importante și o să vedeți în următoarea perioadă și probabil până la anul mai multe activități din partea noastră pe zonele astea. În România există un număr destul de mare de utilizatori care ar putea upgrada la o placă care să suporte tehnologiile actuale. Și aici vorbim și de VR și vorbim și despre cele mai noi jocuri de tipul AAA. Consolele sunt în continuare un aspect important și există foarte mulți utilizatori care încă au console și au console care sunt de generație trecută. Practic, nici măcar vorbim de ultima generație de console, vorbim de generații precedente, precum PS3, Xbox 360 și așa mai departe. Iar pentru aceștia noi recomandăm produse care sunt în zona 960, produse care le vor permite să joace în Full HD, realitate maxime, cele mai noi jocuri. Și pe lângă aceștia, am văzut o serie de utilizatori, cei high-end, cei care nu fac la mare performanță, dar și aceștia, știu că aceștia, se află destul de mulți, care ar putea upgrada astfel încât se bucure de realitatea virtuală. Noi credem că realitatea virtuală începe de la 970, adică un produs care se poziționează în zona 1200-1300 de lei. Cât se mai află în piață, și, sau 1070, cel mai mult produs pe care am avut recent. Bun. Dacă vorbim de acești utilizatori și atunci în care noi am segmentat, pentru aceștia, anul acesta, începând cu mai, am lăsat o nouă arhitectură Pascal. Arhitectură care aproape fiecare lună și-a făcut apariția prin câteva produse, chiar de cel cu unul dintre cele mai performante plăci, dintre una dintre cele mai performante plăci video din lume. Mai mare decât celelalte generații, decât trecea de la o generație la alta.
avut în trecut. Și asta a însemnat că în piață, cel puțin, în momentul în care au fost lansate, stocul a fost foarte mare. Din acest moment a primit contracte mai mare și putem spune că, practic, toți partenerii noștri sunt dotați cu cele mai mari plăci. Pe lângă asta, chiar avem sisteme realizate de aceștia cu arhitectura nouă. Bun, de ce suntem așa de mândri de Pascal? Și după cum ziceam, este un arhitector care aduce foarte multe beneficii, dar vreau să vorbesc de 5 distinte dintre ele. E o arhitectură nouă, dacă ar trebui și până acum. Avem un proces de fabricație nou. Avem o memorie nouă, cu care aduce un scop de performanță în sine. Avem un design nou. Și, evident, avem o tehnologie nouă. Vreau să intru foarte mult în detaliile tehnice ale arhitecturii, pentru că câțiva dintre voi, cei mai tehnici, deja l-au testat, mă refer aici la sistemul cu VSD și zona IT, dar aș vrea să vorbesc despre câteva beneficii pe care eu le consider și noi le considerăm că sunt bune pentru consumatorul final. VRworks. De anul trecut vorbim deja de VR. Și anul ăsta cred că să spun că am ajuns la o evoluție destul de semnificativă în materie de VR și nu doar din partea noastră, dar și din partea producătorilor. Pentru că avem deja disponibile în piață, oricine își poate comanda în momentul de față și HTC Vive și Oculus pentru astfel cumva de VR. Și deja există destul de multe aplicații și jocuri și câteva chiar anunțate. Am vrea să testez unul chiar astăzi, destul de andorindie, așa. Și pentru că noi considerăm, da, am considerat că VR-ul o să fie un salt în materie de, consumer behavior, ca să zic așa, am investit destul de mult în tehnologia asta și am creat VRworks. VRworks este, practic, un set de instrucțiuni și API-uri pentru dezvoltatori, ca să le permite să facă aplicațiile de VR mult mai ok, să interacționeze mult mai ok cu om. Înainte, să zicem, la începutul perioadei de VR sau la începutul VR-ului în sine, practic îți puneai o cască și, în fine, vedeai ceva în 360. Noi am vrea să ducem lucrurile mai departe, ca să simți că adevăr că ești în altă realitate, ar trebui să simți, să lucrezi, să interacționeze cu tine, să sunetul să se comporte în felul în care te aștepta să se comporte în viața reală. Și acestea sunt tehnologii pe care le-am integrat în VRworks. Și pentru a demonstra ce înseamnă VRworks și pentru a demonstra cât de mult se pot face cu Pascal și cu VR, am creat un joculeț pentru prima dată în dezvoltarea noi. Se numește VR Funhouse și pe care l-avem și astăzi aici și pe care trebuie să testați în versiune gata. Se testează pe HTC Vive. Este un joculeț care, practic, are 10 joculețe mai mici în care puteți interacționa în diferite forme cu elementele din lumea virtuală. Și, în fine, încă prin pe Steam și pentru cei care deja au crești, nu știu dintre voi aici care au crești, aș fi deja de oameni din România care au crește VR. Îl pot încerca și chiar pot vedea mai bine ce poate să semne VR. Pe lângă VR, avem o nouă tehnologie care se numește ASA. Ideea este că jocurile, în felul în care sunt ele create, practic reprezintă o lume în sine și sunt multe jocuri care lumea respectivă poate fi observată doar de gamer și doar în felul în care vede el, practic, are doar o singură perspectivă. Dacă el vrea să exprime ceea ce simte când joacă, avea, cel puțin până la Answer, avea o singură metodă, print screen. E, bun, cu Answer, de noi credem că am emoționat print screen-ul, sau print shot. Dai alt F2. Super! Eu un pic de foarte popular, nu să mă uit un pic, mulțumesc. Dar se poate customiza? Ba da. Soare de întrerupere. Ok. Și am practic, am reușit să facem așa fel încât într-un joc să te poți bucura de mai multe lucruri. Practic, avem un flick camera. Adică, în orice moment al jocului, poți opri jocul
interfața asta și poți muta camera în orice unii vrei tu. În absolut orice unii, în 360. Poți captura în 360, poți captura în, practic, în VR și poți vedea acea imagine pe, printr-o aplicație a noastră pe un telefon mobil în VR. Și, sau poți să luci pe Facebook acum. Practic Facebook îți permite să urci și să vizualizezi imagini în 360. Evident, poți să faci și mai alte lucruri, precum filtre și, în fine, să modifici imaginea. Lucru pe care noi l-am definit ca un fel de Instagram pentru gamer. Și vorbeam mai devreme de jocuri și de felul în care jocurile vor influența lumea gaming-ului și consumer behavior-ul. La E3, unul dintre cele mai importante, acum cel mai important eveniment de gaming, a fost anunțat o serie nouă de jocuri, unul dintre ele chiar destul de apreciate, cel puțin la Data și Odun, dacă nu mă înșel, au fost unul dintre cele mai apreciate jocuri din sau trailere lansate de foarte mult timp după aceea. Aceste jocuri sunt motivul pentru care utilizatorii vor avea dat. Pentru că ele vin cu, în fine, cu o grafică mai bună, lucruri care s-au întâmplat și în trecut. Iar, pe lângă asta, o bună parte dintre ele vor susține și VR, vor fi disponibile în VR. Și pot să fac aici referire la drum care a fost anunțat și la Fallout 4, care a fost anunțat pentru anul viitor. În România, trebuie să ținem cont de faptul că cele mai jucate jocuri, în momentul de față, sunt jocuri free-to-play. Practic, ne avem aici la user base-ul lor, mult de utilizatori pe care la acest server. Dar, pe lângă acest aspect, pentru faptul că sunt free-to-play, sunt de tipul competițional. Adică, practic, oamenii, adică jucătorii acolo concurează pentru ceva. Nu se joacă doar pentru grafică sau pentru poveste, se joacă pentru a câștiga. Este... Este un aspect destul de important, motiv pentru care vedem că zona de e-sports în România va crește destul de mult chiar în următorul an. Și pentru Nvidia, partea de e-sports devine foarte importantă și sunt sigur că vor fi întrebate de genul copii. Ce legătură are Nvidia cu e-sports și cum îi pot susține? E destul de simplu pentru noi. Practic, vom susține e-sportul prin a participa la evenimentele de e-sports, prin a crea conținut de acolo pentru a arăta oamenilor ce poate să facă cu o placă video sau în fine cu în cadrul unui eveniment de e-sports și vom susține diferite proiecte care vor să aducă e-sportul și din alte jocuri. Jocuri poate mai mult, cum este Overwatch sau, în fine, altele care vor fi lansate în Corona. O să ne întreb și eu ceva? Da. Divizionia atât de populară. Divizionia atât de populară. Spus că s-a făcut sondajul. A, e și dată? Da. E înainte de două, așa? Da. De asemenea, cred că e 50 la 50 de ori. Nu știu despre ce vorbești, că am avut nici un cerec să mici în zâna sară. Am putea să spun destul de multe. Practic, oricare dintre cele patru segmente pe care le-am detaliat la început, sunt o poveste în sine și au fiecare dintre punctele pe care să le exploatăm. Dar zona de e-sport pentru noi devine ce în ce mai important și vom participa și vom, practic, vom susține și vom dezvolta evenimentele noastre de e-sport. Noi credem că, în fine, ar trebui ca un eveniment de e-sport să ofere din multă calitate. Și, de fiecare, dacă nu am fost prezenți la un eveniment sau altul, a semnat că nu a fost sigur de calitatea care putea fi asigurată. Motiv pentru care, în perioada următoare, sau în fine, în de aici și încolo, ne gândim foarte serios să avem evenimentele noastre, pentru că, practic, suntem destul de imparțiali pentru să susținem orice tip de joc, orice tip de campionat. Nu trebuie să fie neapărat pe tipul pe sau înainte să fie mai departe, vreau să vă simt foarte mult. Vreau să aduc aminte de cele 5 aturi al lui Pascal. Pentru că, așa cum pot confirma și cei care l-au testat,
este cea mai importantă și cel mai mare salt de performanță de la o generație la alta, pe care am reușit probabil în ultimii 8 sau 10 ani. Iar nu mă înșel cu tot. Ce s-a întâmplat practic în momentul de față când am lăsat, așa că am creat Pascalul, a fost că am putut să dezvoltăm o arhitectură nouă pe un proces de fabricație nou, cu o memorie nouă și oferind și optimizând o tehnologie nouă. Sunt 5 lucruri pe care am reușit să le facem în același timp pentru a crea practic cea mai bună performanță într-o nouă generație de 10 ani în coace. Și cu asta vă mulțumesc și vreau să vă spun ce am pregătit pentru voi astăzi. Am vorbit despre ANSEL, îl avem în partea din stânga, unde trebuie să testați. Am vorbit despre VR. Este atât în partea din stânga, cât și în partea din dreapta. În partea din dreapta avem VR Funhouse și în stânga avem Oculus. Iar jos este un aspect pe care, în fine, în momentul în care am făcut prezentarea, nu știam dacă o să fim gata cu toate sistemele. Jos la parter avem câteva sisteme modate. Vreau să vă ating un pic și subiectul ăsta, pentru că partea de mod în România, eu cred că se dezvoltă și crește și asta datorită unor oameni precum Alex Coman, George Podelă, care sunt aici cu noi în spate și care au fi jos ca să vă explice ce au făcut în acele sisteme. Și evident și Fulger, care s-a apucat recent de modding, cred. Nu, dar care ea, practic, a făcut un sistem destul de drăguș. Mie omul cel puțin îmi place pentru că poate inima în Nvidia. Și sunt oameni care, practic, investesc în tuning-ul PC-ului un pic mai sus de doar optimizarea performanței.